Bă, salut, dragi pescari! Astăzi m-am gândit să vă fac și un unboxing la un scaun care, din punctul meu de vedere, este cel mai bun de pe piață. Într-adevăr, e un pic costisitor, însă, dacă veți merge într-un magazin și îl veți proba, veți vedea că, într-adevăr, își merită fiecare ban. Așadar, ăsta este scaunul de la Fox. Da? Sper că se vede și aici. Fox FX Super Deluxe Recliner. Haideți să vedem despre ce e vorba, ce avem în cutie, să nu mai stăm pe gânduri. Haideți să vedem aici, frumos. Ia să vedem. Frumos, vedeți cum vine împachetat în folie. Da. O, așa. Hai să dau un pic cutia asta, să nu ne mai deranjeze. Hai să vedem. Să pun cutia, folia asta cu cutie. De la prima vedere cam așa arată. Cam așa vine el în cutie. Două secunde să iau eu și o ruletă. Hai să vedem un pic care ar fi dimensiunile scaunului. Da? Așadar, haideți să vedem care sunt dimensiunile scaunului, așa cum vine el în cutia celor de la Fox. Hai să vedem. Are o lățime de 70 de centimetri. O lățime de la sol de vreo 85 de centimetri, văd eu. Și ca adâncime, ca și grosime, 21-22 de centimetri. Da, deci cam astea ar fi dimensiunile. Ok, acum hai să vedem. Văd că aici are o etichetă. Ne zice el ce să fac. Da. Te rog, hai să vedem ce scrie pe etichetă. Așa. Da. One eternity later. Deci este confecționat din poliester 100%. Haideți să desfacem, să nu mai stăm la discuții, că minerele vin cu această husă de protecție foarte, foarte plăcută la atingere. Avem aici niște pini, da, ca să ne ajute când fixăm scaunul. Pac! Acum nu mai pleacă înapoi piciorul. Foarte mișto. Pentru cine nu știa. La fel avem și jos aici un pin. Nu știu dacă se vede la cameră. Da. La fel și aici. Avem un clanț. Tăticile sunt destul de ok. Vin ele prevăzute și cu găuri pentru cuie, pentru a fixa și mai bine scaunul pe sol. Destul de ok ca și dimensiune. Aici avem noi sistemul de rotițe loc. Da? Ok, de aici bineînțeles că se poate duce cam asta e maximul la scaun.
Așa. Da. Uite acum. O să-l strâng și să-l fixez în poziția asta. La nevoie poate să fie și un pat foarte bun. Extrem de confortabil. Da. Microflis pe zona de spate și zona de șezut. Zona gâtului și a capului. Da? Vine acest pătar foarte, foarte mișto. Haideți să vedem acum să-l reglez eu la un unghi normal. Cam așa ar fi poziția pe care am folosit-o toți din punctul meu de vedere. Hai să măsurăm acum să vedem exact cât are zona de șezut și cât are spătarul înălțimea. Zona de șezut efectiv are 57 de centimetri. Deci eu am undeva la eu am undeva la 1,83 m, cam așa, da? Și am vreo 95-96 de kilograme. E, din punctul meu de vedere, lățimea asta, cât am zis, mai măsor o dată 57 de centimetri, mi se pare suficientă pentru lățimea și greutatea mea, da? Deci vedeți, am suficient spațiu și în dreapta și în stânga șezutului. Nu mă blochez în scaun. Este suficient. Haideți să vedem cât are și spătarul. De aici o să-l măsor. Vreo 66 de centimetri. Bine, nu, de aici ar trebui un pic mai jos măsurat, pentru că șezutul nostru, fundul nostru, cam de aici o să pornească. O să-l măsor eu cam de aici. Cam 70 de centimetri are. Dacă nu mă înșel, cam atâta spuneau și ei pe pagina producătorului că are acest scaun. 70 de centimetri. Aici, în zona asta, avem acest arici, acest cai. Aici un fermoar. Vedeți spuma în cazul în care vă deranjează. Cred că puteți să o scoateți fără probleme la gât, la cap, la ceafă. Da, deci ca un buzunar, puteți să vă depozitați anumite chestii aici. Cam asta este. Haideți să vedem acum cât are el înălțime de la sol și până la șezut. Deci cât ar avea picioarele înălțime? Undeva la 42 de centimetri. Și haideți să vedem cât s-ar mări. Cam aia e linia. Deci linia asta reprezintă limita maximă de desfășurare a acestui picior. Da? Cam aici. Hai să desfac și în față. Și pe partea cealaltă, adică. Ok. Haideți să desfac totul și în spate, să fie totul echilibrat. Acum suntem la înălțime. Acum să vedem noi cât are acest scaun. Cred că sunt încă 15 cm în plus ar avea. 40, vreo 55, cam așa, 55. Deci vreo 13-14 cm în plus. Deci că asta este scaunul pe poziția cea mai înaltă, da? Ok. Încă o chestie importantă, ca să puteți voi vedea, pentru a putea
pentru a putea mări picioarele. Acest sistem este prevăzut cu un filet, se face prin răsucire. Da? Deci vedeți, răsuciți piciorul și apoi trageți de el. Și la fel și când vreți să le împărbice, la fel. Apoi el va reveni singur la poziția inițială. Da? Adică e foarte simplu. Răsucim, împingem, vine la poziția inițială. Răsucim, poziția inițială. Simplu. Asta și aici. Cam așa. Deci cam asta este. Vedeți aici, la mânere, sunt niște șuruburi pe care, în cazul care voi nu vă simțiți confortabil cu aceste mânere, cu aceste pătare laterale, să le puteți da jos. Da? Cam asta este scaunul. Sper că v-ați făcut o idee asupra lui. Este un scaun solid. Sarcina maximă, din câte am văzut pe pagina producătorului, este de 150 de kg. Deci, ați văzut, la 99-96 de kg, nici măcar n-a zis miac. Este un scaun destul de robust. Este cel mai bun scaun de la Fox, din punctul meu de vedere. Poate alții au alte păreri, dar eu le-am probat pe toate până am ajuns la ăsta. Chiar dacă e un pic mai scump decât celelalte, și-a făcut treaba fără niciun fel de problemă, din punctul meu de vedere. Da? Deci cam ăsta e scaunul. Sper că v-ați făcut o părere. Sper că v-a ajutat părerea făcută prin acest review. Până una alta, până la următorul review, este un episod nou. Vom încerca să facem cât mai multe review-uri la cât mai multe produse, atât din partea de camping a pescuitului, cât și despre accesorii de pescuit, câlige, fire, corturi, creduri, lansete, mulinete, absolut tot ce înseamnă pescuit. Vreau să facem un review pentru că am văzut că sunt foarte puține informații în România și cred că un astfel de canal ar fi de foarte mare ajutor pentru toți pescarii din România și nu numai, de ce nu, poate se vor uita și cei din afară. Deci cam asta a fost, nu uitați să vă abonați la canal, nu uitați de concurs, de giveaway, cum ajungem la 1000 abonați, veți vedea în descrierea acestui clip care sunt premiile, care sunt condițiile de participare. Nu uitați să vă abonați aici, să apăsați aici pe butonul ăsta de abonare ca să vă abonați. Fir întins și să ne vedem sănătoși, să scăpăm de nebunia asta cu coronavirus până la episodul următor. V-a pupat, fir întins. Ciao, ciao!